Salutare dumneavoastră și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de tutoriale la joburi pe Energy Life România. În acest, în acest episod o să începem cu un job de la 0 ore. Uh, vreau să-i mulțumesc uh, a unor pentru că mi-a uh, mi-a setat orele la cont să pot să fac toate joburile. Și nu știu câte ore mi-a pus, cred că mi-a pus uh, 125 de ore pentru că ăsta e maximul la joburi momentan. Și, nu, de fapt 150 cred mi-a pus ceva de genul Și o să facem noi acum jobul de croitor pentru că Bă, nu l-am mai auzit pe niciun server jobul ăsta și Chiar vreau să vă cum e și văd că avem job cu legator de fructe Și cred că și ăla e caterinca Și aici e croitorul Și e foarte fain Bă, sincer îmi place serverul pentru că, bă, vezi o grămadă de lume Efectiv, în paleto La... Acum sunt 60 de player pe server, când am intrat erau 60 efectiv și băie e plin paleto, e, e, efectiv plin paleto. Și o să încercăm jobul ăsta de la croitor acum, să vedem cât facem pe oră. Ca să ajungi la jobul ăsta, dați capa, uh, dați la GPS și dați uh, efectiv, îl căutați aici în lista asta de joburi și la aveți aici primul job croitorul La 0 ore este. Uh, câți bani am la mine? Am 71 de dolari la mine. Ok, o să trec undeva ca am 71 de dolari ca să îi scadem după aia de 71 dolari avem la noi acum, bun. Și hai să mergem aici. Ba, intrare. Și n-am mai făcut nu am mai făcut niciun job pe server. Acum asta e, o să fie primul job pe care îl facem. Doar că nu știu cum să mă angajez, ia să vedem. Uh, opa. Aici? Sau aici? Uh, nu, nu unde trebuie să mă duc. A, e pentru a te angaja, ok. M-am angajat? Uh, nu știu dacă m-am angajat, sincer. Să le stați. Ești angajat ca... Ca nimic, ok. Nu știu... Apoi e și nu merge, efectiv. Ia, stați puțin să... dau eu seama cum se angajează la jobul ăsta. Ok, haideți că mi-am dat seama cum te angajezi la jobul ăsta. Deci, cum intrați aici sus, mergeți la office. Efectiv, e, fo e foarte mișto jobul. Mergeți la office, aici vă angajați, ca și cum, ca și cum dați E. Și după aia, uh, mergeți aici, la orice masă de asta, iar aici, craftati uh, craftați voi ce vreți voi din astea. Doar că, după câte vedeți, vă cere niște materiale. E, pentru materialele astea trebuie să mergem efectiv aici. La această cutie și să cumpărăm noi cu banii noștri, practic, uh, materialele astea. O să luăm uh, 50, de fapt nu, trebuie să iau mai puține că nu o să mai am bani după aia. Hai că luăm 15, trebuie să facem ușor, ușor. O facem pe prima și după aia o să băgăm cronometru. Uh, stai să vă arăt, efectiv. Mi se pare că trebuia 3 nasturi. E un job foarte mișto, what the fuck. 3 nasturi, ok. Sper să-mi rămână banii ca să pot să fac... Uh, una de asta ca după aia să-mi cumpăr mai multe materiale. Uh, deci pentru blugi 15 ață, 3 nasturi, 2 material, 2 imprimeuri și un fermor. Ok, deci 2, ma 2 material, 2 material, 2 imprimeu și un, fermar. Uh, și un fermoar Ok, și acum ar trebui să am totul ca să pot să fac blugii. N-am băgat încă cronometrul oricum. Facem blugii. Ok. Ok, îmi ia 40 ceva de secunde să cos. Wow, what the fuck, ok. Nice, o să le încercăm, le încercăm pe toate pe video ca și cum. Înainte să pornim asta cronometru, încercăm să craftăm tot, să vedem cum se face și după aia o să mă uit câți bani am făcut, gen. O să-i să, -i, o să -i pun pe un doc, pe un, un text doc și de după aia o să pornesc cronometru să vedem efectiv câți bani facem pentru că vreau să văd la toate care e cel mai uh, uh, profitabil, să zic așa, item de făcut ca să facem mai repede bani, că bănuiesc, Ăsta se crastează în 48 de secunde, dar sunt alte iteme care, care cred că se crastează mai repede, dar care cred că costă mai puțin. Dar asta vreau să vedem și cât uh, cât costă să le facem pe fiecare gen. Ok, avem, avem Blue du-te la mașina de călcat. Trebuie să mergem aici. Hai ma Ce are? Să restart? A, ah, nu. Ok. Nu aici. What? Ah, trebuie doar să dau enter. Ok, ok. Trebuie doar să dau enter. Deci a 10 secunde să o calci. Băi, e foarte fain făcut jobul, nu o să vă mint, chiar îmi place. Chiar îmi place. Ok, și acum... Și acum unde o vinde? Mai călcat? Pot pune haina pe umeraș. A, pe umeraș aici, da, aici se vinde. Ok, și aici ne luăm banii, practic. Și ne-am primit 95 de ron. Băi, ești nebun ce caterincă. Ok, acum o să beau și niște apă. Și mâncare să mănânc. Bea apă, mănânci, ca să am alea full. Și acum ce mai putem să facem? Ia să mă uit. Deci mai avem ce deci avem blugi care e 95, 35, 37, 72, 135 și 60. Cred că o să facem doar geci de astea. Chiar dacă e cel mai mult e cel mai mult profit cred că pe ele. Deci da, o să facem de astea efectiv. Ok, hai să mă duc să cumpăr. Hai că o să pun avem 111 dolari. Ok, hai să punem aici. Uh, 111 dolari. Bun. Ok, și acum o să, o să pornesc un metru acum și o să facem doar gest gest timp de o oră să vedem câți bani facem pe oră la jobul ăsta. Bun, uh, ne revedem peste o oră, dragii mei, BRB. Bun, dragii mei, haideți că ne-am întors acum, călcăm, de fapt, facem prima, ultima, pardon, ultima cămașă din această oră. Pe telefon avem o oră și 12 secunde, Uh, trebuie să călcăm cam așa, acum să o vindem. Bam, bam. Haide repede. Și să o vindem. Și avem pe cronometru, o dau o stop, o oră și 25 de secunde, dragii mei, bam. Și în total, hai să scădem și banii ăia pe care am avut la început. Calculator, Uh, deci avem 1947, 1947, minus 111, că cu atâția am început noi, și avem 1836. Deci 1836 de dolari am făcut noi la jobul ăsta pe oră. Economia este foarte mică pe serverul ăsta, după câte puteți vedea, se face undeva la 2K. A, deci cam 2K, un ca jumate 2K facem pe oră la acest job. Am craftat numai gecile pentru că doar, pentru că gecele erau cele mai scumpe de aici. Nu știu dacă cu celelalte facem mai mulți bani, dar am, am făcut gecile că alea erau cele mai scumpe, să zic așa. Bun, dragii mei, cam atât și cu episodul de astăzi. Dacă v-a ajutat, dacă v-a plăcut, lăsați un like, un subscribe, un comentariu și un share. Eu am fost Nutella, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, le mulțumesc foarte mult și membrilor canalului meu. Uh, și rămâneți pe canal pentru a viziona în continuare aceste episoade minunate de pe Energy Life România. Și vă aștept în episodul următor și pe live-urile următoare, dragii mei. Pa, pa!